Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 26 octombrie 2022. Fii blând! Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbele 15, versetul 1. Reflectăm în aceste zile la blândețe. În al treilea rând, dovedește blândețe atunci când cineva te contrazice, dar fără să amuțești neapărat. Nu vei putea să fii pe placul tuturor. Mereu vei întâlni persoane cărora le place să se certe și să se contrazică. Așa că unii vor comenta tot ce spui. Cum vei reacționa? Unul dintre testele maturității spirituale este modul în care te porți cu cei care nu sunt de acord cu tine. Unii simt nevoia să demoleze pe oricine îi contrazice. Dacă provoci o astfel de persoană sau îi oferi un contraargument, o nemulțumire sau o critică, ea va răspunde cu un atac direct. Și atunci, ce e de făcut? Ai trei variante. Prima, te poți retrage plin de teamă. Mulți aleg această cale pentru că nu și-au dezvoltat abilitatea de a reacționa cu blândețe. Deci dacă ești o persoană care caută pacea cu orice preț, lucrul acesta va avea un cost pe care trebuie să-l plătești în cele mai importante relații din viața ta. A doua variantă, poți reacționa cu furie. Mânia este adesea un indicator al faptului că te simți nesigur și amenințat de dezaprobarea cuiva. Este un semnal de avertizare care îți spune că ești pe cale să pierzi ceva, cel mai adesea stima de sine. Când devii mânios, de multe ori ajungi să fii sarcastic și să ataci stima de sine a celuilalt. Și a treia variantă, poți reacționa cu blândețe. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Așa începe capitolul 15 din Cartea Proverbele. Vorbim deci despre un răspuns care necesită un echilibru fin între păstrarea propriei opinii și respectarea dreptului celuilalt la opinie. E nevoie să fii blând, dar fără să renunți la principiile tale. Uneori trebuie să-ți aperi convingerile, alteori însă va trebui să acționezi conform răspunsului la această întrebare. Ce e mai important pentru mine, relația noastră sau ideea pe care încerc să o dovedesc? Așadar, reacționează cu blândețe întotdeauna.